Aș începe cu o întrebare. O aveți și pe ecran și o puteți citi dumneavoastră. Și întrebarea este pentru mine, pentru tine. Nu o pot pune eu altuia, trebuie să mi-o pun mie însumi. Este oare Domnul proslăvit prin modul în care zidesc casa Lui? Este oare Domnul proslăvit și bucuros prin modul în care zidesc casa Lui? Profetul Hagai se uită în ochii contemporanilor și le spune: zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Zidiți casa. Interesant, Dumnezeu îți dă porunci în direcția planurilor și a bucuriei inimii Lui. Și dacă ăsta este singurul lucru de care El se bucură, de ce să nu o faci? De ce să nu asculți porunca? Zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, spune Hagai. Versetul 8 din capitolul 1. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Spuneam în săptămânile de când stăm în Ezra că Domnul trezește duhul unui om în vederea unei singure lucrări. În vederea unei singure lucrări, pentru că un singur lucru va lua de pe planeta noastră. Spuneam că atunci când Dumnezeu a deschis robinetele cerului și a pământului și apele au început să înnece totul, Domnul s-a plecat și a scos din apele potopului, din apele morții, un singur lucru: umblarea cu Dumnezeu. O casă, o familie care se temea de Domnul în ciuda circumstanțelor din jur. Dragii mei, Domnul trezește duhul omului în vederea zidirii casei Lui. Și pentru că suntem în Vechiul Testament, noi nu putem aplica lucrurile în dreptul lor. Nu ne trebuie nici bârne de lemn de cedru, nu ne trebuie nici piatră cioplită. Casa Domnului astăzi se zidește altfel și din altceva. Dar adevărurile pe care le citim în Vechiul Testament pot fi translatate în dreptul nostru. Astăzi noi zidim o casă din pietre vii. Și pietrele vii sunt eu și soția mea și copiii mei și nepoții mei și frații mei și noi cei adunați la oaltă. Dragii mei, Domnul nu mai are nevoie de case făcute de mâna omului. El nu locuiește în astfel de temple. A venit Domnul Iisus Hristos și a deschis o nouă eră, era templelor de pietre vii. Problema este că atunci și acum și de-a lungul întregii istorii există, au existat și vor exista o mulțime de vrăjmași care vor face tot ce vor, le vor sta în putință să zădărnicească această lucrare. În capitolul 4, atunci când fiii robiei au început să zidească cu bucurie, mai întâi altarul, apoi au pus temelile templului, vrăjmașii lui Iuda și a lui Beniamin au văzut lucrul acesta, au venit la Zorobabel și la Iosua și au zis: lăsați-ne să zidim și noi cu voi și noi aducem jertfe Dumnezeului vostru de pe vremea lui Esarhadon. Zorobabel și Iosua le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, noi singuri vom zidi casa Domnului Dumnezeului nostru. Și principiul pe care l-am extras de aici este că întotdeauna casa Domnului se zidește de cei care aparțin de poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, unul din pericolele cele mai mari în zilele noastre, când lucrurile sunt confuze din toate punctele de vedere, când nu știm exact pe unde să tragem linia, cei albi, cei negru, cei al Domnului, ce nu e al Domnului, cine aparține Lui și cine nu aparține Lui, pericolul cel mai mare este amestecarea lucrurilor. Să nu aduci pe altarul sfânt foc, să nu aduc pe altarul sfânt foc străin de tine, spune unul din poeții noștri. Ce aprins de al tău cuvânt, vreau să ard cu tot ce sunt, să nu aduc pe altarul sfânt un amestec de pământ, ci sfințit pe mine. Profetul Hagai, în una din profețiile lui, vine în fața poporului și spune: așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei lui carne sfințită și atinge cu haina lui pâine sau bucate fierte sau vin sau un de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții nu stau pe gânduri? Răspund imediat: nu, nu vor fi sfințite. Cu alte cuvinte, ei știau că cele sfinte nu sfințesc pe cele nesfinte.
Când încerci să amesteci lucrurile și să aduci pe altarul Domnului un foc străin de el, dragii mei, cele sfinte sunt pângărite de cele nesfinte. Versetul 13 continuă și Abacuc a zis: dacă se atinge cineva, spurcat prin atingerea de un mor de toate aceste lucruri, ar fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns: da, vor fi spurcate. Cu alte cuvinte, cele nesfinte spurcă pe cele sfinte. Și Hagai se uită în ochii lor și le spune: așa este neamul acesta. De 18 ani vă puneți hainele de duminică sau de sâmbătă și vă aduceți jertfele pe altar, prăznuiți sărbătorile mele. Nu lipsește nimica, arderea de tot de dimineață, arderea de tot de seară. Dar toți trăiți în neascultare și știți lucrul acesta. Tot ce ați adus de 18 ani a fost spurcat de neascultarea voastră. Dragii mei, în clipa aceea, poporul tresare, începând cu Zorobabel și cu Iosua. Și textul spune: s-au temut de Domnul, de ei și poporul, și-au venit în fire, și-au lăsat duhurile trezite și s-au apucat de lucru. Neascultarea de Domnul pângărește orice intenție bună în zidirea casei lui Dumnezeu. Și de când suntem în Ezra, pentru că am înțeles ce-i templul Domnului astăzi, am zis: templul Domnului nu e o clădire în care noi ne adunăm și avem ritualuri pe care unii le înțeleg, alții nu le înțeleg. Templul Domnului sau casa Domnului începe în inima mea, în casa mea, în familia mea. Se extinde la frații mei. Scriptura spune că dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Dar nu este tot una cine sunt aceștia doi. Textul spune: acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Nu uitați, nu mă pot aduna cu oricine și nu oricine poate zidi casa Domnului. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă casa Domnului începe de aici, de la altar, din momentul în care încheg o relație de căsătorie cu cineva. Suntem într-o lume foarte confuză, nu mai știm cine e al Domnului, cine nu. Pentru că noi confundăm relația cu religia. Și pentru că ne numim altfel, noi spunem: nu-i nimic, numele este diferit, dar în ultimă instanță ne închinăm la același Dumnezeu, avem același Domn Iisus Hristos, aducem și noi jertfe Dumnezeului vostru încă de pe vremea... Dragii mei, Scriptura ne spune clar: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dacă încep să zidesc casa Domnului în momentul căsătoriei mele, nu-i tot un acum o fac. Și Scriptura spune: de ce să nu o facem? Ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între credincioși și necredincioși, între templul Dumnezeu și idolii? Atunci când se căsătoresc doi tineri, îi formează celula fundamentală a bisericii. Dar spuneți-mi, cum poți zidi casa Domnului amestecând lucrurile? Lumina cu întunericul, pe Hristos cu Belial, adică pe Hristos cu Satana. În niciun caz nu se poate. Cele nesfinte vor spurca pe cele sfinte. Și nu invers. Preoții știau lucrul acesta. Încercând să zidești casa Domnului, amestecând lucrurile, practic strici totul. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu dă într-o familie copii? Observați, casa Domnului începe să crească sau potențial ar putea să crească casa Domnului. Dragii mei, noi, părinții, avem datoria sfântă primită din mâna lui Dumnezeu, responsabilitatea de a ne crește copiii în frica Domnului. Nu putem delega această responsabilitate nici părinților, nici bunicilor, nici creșei, nici bonelor, nimănui. Eu voi răspunde de lucrul acesta, nu altcineva. Dar, Doamne, am fost ocupat, n-am avut bani să-mi plătesc facturile. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, lucrurile astea nu stau în picioare. Nu știu ce decizii va trebui să luăm în casele noastre, să luați voi cei mai tineri în casele voastre. Poate dureroase, poate prin credință, dar trebuiesc luate. Când s-a născut primul nostru copil, Nora își dădea definitiv matul, mergea în tritenii de jos și mi-am dat seama repede de ce se întâmplă în casa noastră și am spus: Nora, îmi pare rău, ai făcut școală, îți place catedra, trebuie să te lași de școală să ne creștem copiii. Era datoria mea să pun pâinea pe masă. Cum o fi fost? Multă sau puțină? Dragii mei, dacă o femeie nu vrea, nu vrea, poți să o tai în bucăți.
Și când mi-am dat seama că n-am cu cine vorbi, am început să vorbesc cu Domnul despre asta. Și într-o zi vin acasă și Nora zice, mă las de școală. Eu am rămas tablou. Când am plecat de acasă, am lăsat pe masă deschis o carte. Ucenicii se fac, nu se nasc. Și Walter Hengtisen, care scrie cartea, inginer de poduri, proiectase niște poduri superbe. Și în cartea lui spune, toate vor arde. Singurul lucru care va rămâne este investiția mea în oameni. Și oamenii încep cu cei din casa noastră, cu soția mea, cu soțul meu, copiii mei, cu familia lărgită. Noi, părinții, avem responsabilitatea să ne creștem copiii în frica de Domnul. Dar spuneți-mi, ce ar putea face să abandonăm această responsabilitate? De obicei dăm vina pe alții și pe circumstanțe. E o vreme grea, așa s-au aranjat lucrurile, încât amândoi trebuie să lucreze dimineața până seara, două joburi dacă se poate, ca să avem tot ce ne poftește inima. Și nu uitați, lumea este pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Cam asta e lumea. Nu lucrurile sunt problema, ci inima mea este problema. Dragii mei, niciodată nu circumstanțele vor opri zidirea casei Domnului, ci inima noastră. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, i-au înfricoșat să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici să zădărnicească lucrarea. Au venit amenințările, au venit scrisorile, au venit legi din partea împăraților și poporul a paralizat complet. Nu pentru că n-ar fi putut să zidească, vom vedea duminica viitoare, în ciuda circumstanțelor, templul s-a zidit. Pentru că inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului. Dragii mei, îndreaptă încotro vrea. Nu există circumstanțe pe care Dumnezeu să nu le poată schimba. Dar când inima mea se blochează, Dumnezeu rămâne El însuși paralizat în fața mea. Pentru că mi-a dat libertatea să aleg și El nu va călca în picioare această libertate. Textul se încheie așa în capitolul 4. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al lui Dariu, împăratul perșilor. Dar ce s-a întâmplat în anul al doilea? S-au schimbat guvernele? A căzut comunismul și a venit o... Nu, dragii mei! Au continuat împărați potrivnici zidirii casei Domnului. Știți ce s-a schimbat? Inima oamenilor. Interesant, în capitolul 4, autorul lărgește istoria și aduce pe toți împărații perșilor înaintea noastră. Dariu a fost al treilea, după Cir, Cambises, vine Dariu. După el a urmat Xerxes, Artaxerxes și unul și altul din ultimii au dat decrete și legi împotriva zidirii casei Domnului. Dar Zorobabel și Iosua au zis, nu ne interesează, noi ne supunem stăpânirii celei mai înalte. Și stăpânirea cea mai înaltă în lumea noastră este și rămâne Dumnezeu. Dragii mei, de ce s-au oprit lucrările în zidirea casei lui, în casa ta, în casa mea? Guvernele sunt de vină, de 25 de ani, am încercat toate partidele, uitați-vă la situația politică, economică, socială. Dragii mei, nu contextul din jur, ci inima mea este vinovată. Dorința mea de realizare profesională. Am auzit la 8 martie o statistică, peste 350.000 de copii sunt abandonați în România în grija bunicilor, în grija vecinilor, în grija prietenilor, ca noi să putem merge în Spania, în Italia, peste tot să lucrăm. Am primit o statistică de la cei care transmit live săptămâna trecută și am rămas, dragii mei, absolut cu gura căscată când am văzut, duminica trecută, din câte țări din lumea aceasta românii au încercat să intre, să vadă ce se întâmplă între noi. Luați globul acesta, începeți cu Australia, mergeți în Japonia, în China, urcați în nord, în Scandinavia, Suedia, coborâți în America de Nord, în Canada, în America de Sud, în Africa. Ce caută românii toți pe acolo? Dacă s-au dus copiii lor, Doamne ajută, Dumnezeu este peste tot pe pământ. Dar dacă ți-ai lăsat copiii acasă, întrebarea mea este, poți să dai vina pe circumstanțe când Dumnezeu ți-a pus veșnicia în mâini? Dar câte alte sute de familii, dragii mei, abandonează copiii în grija bunicilor, a bonelor, a creșelor? Câți dintre ei sunt creștini? Dacă sunt necreștini, nu știu mai bine. Dar noi?
Noi, Biserica lui Dumnezeu, noi cei care știm că Dumnezeu nu va lua de pe planeta asta nimic altceva în afară de casa Lui, nu circumstanțele sunt de vină, ci inima mea e de vină. Dragii mei, casa lui Dumnezeu începe în casa mea și ea vizează oameni, nu lucruri. Vizează nu bunuri materiale, nu realizări profesionale, nu o casă mai confortabilă, nu o mașină mai nouă, nu vacanțe și călătorii prin străinătate, ci vizează pe soția mea, pe soțul meu, pe copiii mei, pe nepoții mei, familia lărgită, oamenii. Oamenii pentru care a murit Hristos. Ca să repornească lucrările, Dumnezeu aruncă în joc ultima lui carte. Și ultima lui carte în relația cu poporul său, în Vechiul Testament, sunt prorocii. Capitolul 5, versetul 1. Prorocii Hagai și prorocul Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început să zidească casa lui Dumnezeu la Ierusalim și împreună cu ei și poporul lui Dumnezeu care îi ajutau. După 18 ani, duhul lui Zorobabel adormise. Hainele lui Iosua, ne spune Zaharia, erau mânjite din cap până în picioare. Preocupați de alte lucruri, pruncii lor, căsătoriți cu femei străine, pruncii marelui preot, căsătoriți cu femei străine, garantul legământului în Vechiul Testament. Dumnezeu trimite pe prorocii săi cu o ultimă strigare. Rolul profetului în economia planului Dumnezeu era foarte important și vedea de obicei în momente de criză. Uitați-vă la cartea Exod. Cartea pivotară a Scripturii. Suntem răscumpărați prin har, prin credință, prin sângele mielului pascal. Nimeni nu poate plăti răscumpărarea. Noi suntem smulși prin moartea mielului pascal din mâinile unui Dumnezeu străin. Suntem aduși la muntele Domnului. Dar acolo Dumnezeu se uită în ochii poporului său și spune: acum dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu este tranșată în spațiul ascultării de El, nu în spațiul ritualurilor, în spațiul ascultării de El. Dar Dumnezeu știe cine suntem, știe ce ușor suntem defocalizat, ce ușor sclipește aurul și argintul înaintea ochilor noștri, ce ușor ne facem planuri și uităm de prunci și neveste. Și suntem în stare să stăm 7 ani prezbiter în biserica din Spania în timp ce copiii mei sunt acasă în România. Suntem în stare să facem lucrurile acestea. Și de aceea Dumnezeu adaugă cortul întâlnirii, jertfa și marele preot, să pot să-mi rezolv păcatele, să pot lua decizii, să mă pot întoarce în spațiul ascultării de Dumnezeu. Dragii mei, când am călcat în picioare și legea și cortul, Dumnezeu mai are un singur cuvânt de spus. Și cuvântul acesta l-a spus prin Hagai și Zaharia, celor din vremea lui Zorobabel și a lui Iosua. În Vechiul Testament, venirea prorocului este ultima măsură de har din partea lui Dumnezeu pentru un popor apostat. Ascultați profeția lui Hagai. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Imaginați-vă, să te întorci din robie după 70 de ani, ai vândut ce ai putut acolo, ai adus ce ai putut în ghiozdane și geamantane și pe catâr și cămile acasă și ai ajuns în mijlocul unei dărâmături cu nevastă și cu pruncii. Și tu știi că vii să zidești casa Domnului și pui mâna repede și iei blocurile de piatră și se zidește altarul, se pune temelia, dar în mintea ta sunt toate nevoile tale materiale. Faptul că tu n-ai o casă, nevastă n-are o casă. Și abia aștepți o șoaptă. Nu-i vremea. Dragii mei, urgent, am pus jos, ne-am dus la ale noastre. Nu-i vremea. Dar spuneți-mi, s-a schimbat ceva de mii de ani încoace? N-alergăm cu mai multă bucurie pentru ale noastre decât pentru ale Lui? Așa e și astăzi.
Dar pentru voi, întreabă Hagai, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Oare n-are nimic Dumnezeu de spus sau n-a avut nimic de spus în cei 18 ani? A stat pur și simplu Dumnezeu să-i aștepte să se trezească? O, nu, dragii mei, Dumnezeu vorbește în fiecare clipă, dacă omul aude, dacă omul aude. Așa vorbește acum Domnul oștirilor, continuă Hagai în versetul 5. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și totuși nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă e cald. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați adunat puțin. Ați adus acasă, dar eu le-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă după casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa, pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce aduce pământul, peste oameni, peste vite, peste lucrul mâinilor voastre. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemn, zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Eu, Domnul, mă voi bucura când voi veți face lucrurile care mă bucură pe mine. O, dragii mei, Dumnezeu nu ne-a creat la întâmplare după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu ne-a creat așa ca să locuiască în inimile noastre, în familiile noastre, să ne vadă trudind la ridicarea casei Lui, prin copiii noștri, prin toți cei pe care îi putem atinge. Oare sunt adevărate aceste cuvinte și pentru noi astăzi, nu numai pentru ei atunci? Așa vorbește Domnul oștirilor. Stați și treceți în revistă, dar nu avem timp. Noi alergăm de dimineața până seara, suntem buimaci, am intrat în datorii, nu le știm cum să le plătim. Dragii mei, să ne mai aducem aminte de lucrurile astea, să mai ne uităm în urma noastră, la căile noastre. Nu, nu avem timpul acesta. Faceți o pauză. Uitați-vă cu luare aminte la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați. Mâncați ce? Alimente din ce în ce mai otrăvite. Alergăm după ele, tot ne săturăm. Nu mai îndrăznim să luăm laptele de pe raft. Nu mai îndrăznim să luăm o carne, un pui. Nu mai îndrăznim să facem nimic, dragii mei. Beți, tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați, nu vă este cald. Cine câștigă o sâmbrie, o pune într-o pungă spartă. Uitați-vă cu băgare la căile voastre. Vă așteptați la mult, aveți puțin, l-ați adus acasă, eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă după ale lui. De aceea cerurile nu v-au dat roada, pământul nu și-a dat roadele. Eram copil, cu atâta bucurie ieșeam în grădină, se rupeau crengile de prune, bistrițe mari. Umpleam câte 6-7 coșuri într-un ceas, două, cu mama mea, ca să le duc să le vând, să avem pită. Este în aceeași grădină, dragii mei, prunele pe jos, nucile goale. Dar noi nu le vedem astea, ne-am obișnuit cu ele. Întrebarea mea este, nu cumva Domnul vorbește și eu nu iau seama? Am chemat peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, seceta, peste oameni, peste vite, peste lucrul mâinilor voastre. Dragii mei, nu putem da vina pe circumstanțe, nu circumstanțele sunt de vină, inima. Ascultați ce ne-a promis Dumnezeu, fie îl credeți, fie nu. El a zis așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi le voi da pe deasupra. Dacă aș putea să-L cred pe Domnul și El mi-a, de dragul meu a spus,
nu sunt un om ca să mint, nici un fiul omului ca să-mi pară rău, ce-am promis voi face, ce-am făgăduit voi împlini. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, când prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Alea, nu toată lumea intră în categoria asta. Ca să fii prea iubit al Domnului, trebuie să faci voia Domnului, să-ți bată inima pentru ce bate inima Domnului. Psalmul 128. Ferice de cine se teme de Domnul și umblă în căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Chiar dacă ai numai o bucată de pâine, dar ești fericit și liniștit în patul tău și închizi ochii și pui capul pe pernă, fără grijurile zilei de mâine, pentru că ești în mâna Domnului. Dar uitați-vă versetul următor, pe ce se focalizează. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi sunt ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Omul care a înțeles ce-i casa Domnului și de ce dorește Domnul să fie zidită. Dragii mei, în Vechiul Testament, venirea prorocului era ultima măsură de har din partea Domnului pentru un popor apostat. A venit Hagai, a venit Zaharia. Hagai a vorbit în ziua întâi a lunii a șasea, în anul 521, anul al doilea al lui Dariu. În momentul acela s-a cutremurat inima lui Zorobabel și a lui Iosua, s-au sculat și-au lăsat Duhul trezit și au început să lucreze la casa Domnului. În aceeași lună, 23 de zile mai târziu, până și-au organizat, s-au adunat și-au pornit șantierul la loc. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor. Și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeu îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, le-a spus, așa vorbește Domnul, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, și Duhul întregii rămășițe a poporului Israel. Așa că au venit, s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, a Dumnezeului lor, în ziua a 24-a, a lunii a 6-a, în al doilea an al lui Dariu, Medul. Nu e așa că toți am avea nevoie de un astfel de scuturat din partea Domnului? Eu nu vă cunosc viața, nici nu-i datoria mea să judec sau să condamn pe cineva. N-o pot face. Dar câți dintre noi am putea marca în calendarul nostru, să-l deschidem, să punem degetul pe o zi? Asta e ziua în care Dumnezeu mi-a trezit Duhul și în sfârșit am avut curajul să pun în mâna Lui pâinea și îmbrăcămintea și să mă ocup de pruncii mei și de nevastă mea. O zi în calendar. În Vechiul Testament, prorocul era ultima măsură de har, venirea lui, ultima măsură de har din partea lui Dumnezeu. Dar cine joacă în Noul Testament rolul prorocului? Cine? În Matei, capitolul 18, ucenicii încep să ceară cine va fi mai mare din împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus le spune, dacă nu veți face ca și copilașul acesta, nu veți intra în împărăția cerurilor. După care spune, pe oricine o face pe acesta, pe unul din acești micuți care crede în mine să păcătuiască, ar fi mai bine să îi se lege o piatră de moară de gât, să fie necat în adâncul mării. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Unul măcar din acești micuți. Dumnezeu a pus pe partenerul tău de viață lângă tine și a pus probabil un copil sau doi sau trei în casa ta. Gândește-te la versetul acesta. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Unul. Dacă sunt atât de prețioase aceste posibile pietre vii pentru templul lui Dumnezeu, spuneți-mi, cum se face
că tocmai noi, cărora ni s-au încredințat aceste pietre, le neglijăm așa de ușor. Și lăsăm în seama oricui, în seama oricui. Dacă fratele tău, hai să lărgesc un pic cercul de la familia mea la familia lui mai largă, am dat mâna unii cu alții, aparținem trupului lui Hristos. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dar de ce să o fac? Pentru că nu-i voia tatălui meu din cerul să piară unul măcar din acești micuți. De dragul tatălui și a casei lui. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Ai zidit casa Domnului și Dumnezeu se bucură și este proslăvit de lucrul acesta. Dacă nu te ascultă, nu te lăsa bătut. Iau cu tine doi sau trei, spune-l bisericii, fă tot ce poți. N-ai garanția că le vei câștiga. Omul e liber să spună nu lui Dumnezeu. Dar tu ți-ai împlinit menirea. Lui Ezechiel Dumnezeu îi spune, te-am pus păzitor al casei lui Israel. Când vei auzi un cuvânt din partea mea și voi spune păcătosului, vei pieri nelegiuirea ta, du-te și anunță-l. Dacă nu o faci, el va pieri, dar îi vor cere sângere din mâna ta. Iar dacă îi vei spune și tot nu te va asculta, el va pieri, dar tu îți vei mântui sufletul. Dragii mei, când intri în poporul lui Dumnezeu, ieși pe șantierul zidirii casei lui Dumnezeu, ai o responsabilitate față de cei pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău. Dar una din întrebările care ne frământă probabil, și o aud și eu pe aici și pe acolo, până unde are dreptul fratele meu să intre în viața mea? Dragii mei, dacă ar fi să vă spun cinstit, în lumina Scripturii, cred că nu este ușă pe care el să nu o poată deschide sau la care el să nu poată bate în viața mea. Nu este ușă. Acum, mie nu-mi place să vă amestecați în viața mea, de aceea vă țin la distanță. Așa. Cei apropiați mă știu, mă știe nevasta, mă știu copiii, dar noi avem niște relații așa, la distanța unei mâini, ca să nu știe toată lumea exact cam ce se întâmplă în viața noastră. Nu uitați, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Dar textul din Biblie ne spune că nici unul dintre noi nu are cămăruțe sigilate în care să fie absolut sigur și în care să n-aibă nevoie de ajutor. Și de aceea în Efeseni, în Evrei, capitolul 3, versetul 12, Duhul lui Dumnezeu spune prin autor, luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă Dumnezeul cel viu. Observați, cea mai adâncă cămăruță a inimii mele sau a vieții mele este inima mea și ea poate fi, cu alte cuvinte, frații mei au dreptul să intre acolo, să bată la ea. Avantajul extraordinar este că din prisosul inimii vorbește gura și frații îmi pot auzi cuvintele, îmi pot vedea faptele, pot citi atitudini, motivații și de aceea pot să bate la ușa inimii mele. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Observați, o piatră vie transformată într-o piatră moartă, să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ai răgaz să te cercetezi o clipă. Spune-mi, te superi când cineva îți spune ceva care nu-ți place? Cum reacționezi? Ce-mi dă dreptul să intru în viața fratelui meu și cum trebuie să o fac? Ce-mi dă dreptul să intru în viața fratelui meu și cum trebuie să o fac? Dați-mi voie să citesc primul verset din profeția lui Habacuc. În al doilea an al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Habacuc către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și către Iosua, fiul lui Iotsadac. Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai. Dragii mei, dacă mă uit la Hagai, Hagai nu este un om cu autoritate oferită de consiliul nu știu care. Hagai este ca și Amos, probabil un culegător de fructe, fără mare valoare în societatea lui, dar el este un simplu cărăuș, el poartă cuvântul Domnului. Îl pune în brațele lui Zorobabel, se trage deoparte și zice, fă tu ceva cu cuvântul acesta. El nu are autoritate asupra lui Zorobabel, dar este proroc și prorocul are un statut în Israel,
Dar aș vrea să notați acest aspect. Cuvântul Domnului a vorbit prin Hagai către Zorobabel și către Iosua. Hagai este un canal, un amplificator al cuvântului Dumnezeu. Vreau să vă spun, nici unul dintre noi nu este nimic altceva. Nu există poziție pe care tu să o ai, care să-ți dea dreptul și autoritatea asupra fratelui tău. Nu există. Ești frate cu el. Nu ești mai cu moți ca el, n-ai nimic mai mult ca el, ești un om vulnerabil ca și el. Dar tu poți să fii unul care ia cuvântul Domnului și cu sfială vine și îl pune în brațele fratelui lui, după care pleacă. Imaginați-vă că eu sunt plecat de acasă, vine ziua soției mele și nu știu cum să-i trimit un buchet de flori. Și intru pe Google și găsesc pe cineva care să poată lua buchetul care îmi place, să îl ducă, să bate la ușă, să îl dea în... Eu nu-mi închipui că omul acela, cum îl numiți voi? Orice. Eu nu-mi închipui că vine și bate la ușă și se prezintă în numele meu ca și cum aș fi eu. Și să-i îmbrațe și să-i zică la mulți ani și să... Nu cred că se întâmplă așa ceva, altfel nu aș fi comandat toată povestea. Ci am impresia că el va veni, dacă este, dacă știe să nu-și piardă slujba, va suna la ușă, când va deschide ușa, mă iertați. Și pleacă fără să se prezinte, nici numele nu-l știe. Imaginați-vă dacă vii cu cuvântul lui Dumnezeu ca și Hagai, nu trebuie să... Dragii mei, trebuie să faci doar atâta. Iartă-mă, uite ce zice Biblia. Și du-te, lasă-l. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Cuvântul meu nu are absolut nicio valoare. Cuvântul lui, dragii mei, poate aduce viață. Observați ce s-a întâmplat. Zorobabel, Iosua, oameni cu ranguri în societate, nimeni îndrăznea să le vorbească. A venit bietul Hagai, a pus cuvântul Domnului în brațele lor și amândoi s-au trezit. Iosua s-a dezbrăcat de hainele lui și a cerut iertare și au început să zidească casa Domnului. Dragii mei, nici unul dintre noi nu trebuie să facem altceva. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ce mare har că deasupra noastră tuturor există autoritatea lui Hristos. El spune acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dragii mei, când El este prezent, nu-i nevoie de gradele mele și de poziția mea. El e suficient. Și de aceea eu sunt un simplu om care aduce cuvântul Domnului în brațele fratelui meu. Lasă-mi voie să închei punând o întrebare. Repetând o întrebare. Este oare Domnul proslăvit prin modul în care zidesc casa Lui? Casa Lui în casa mea, casa Lui în familia Lui. Dacă se uită în inima mea și vede preocupările și frământările și nopțile mele nedormite, cu ce mă frământ? Unde îmi investesc timpul și energia? Zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Citiți cu mine. Zidiți casa. Care casă? Stați puțin. Care casă? Casa lui din casa mea. E vorba de nevastă mea, de soțul meu, de pruncii mei, de familia alergită. Zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Amin. Amin. Amin.